Ați lucrat mai mult timp ministru al economiei. Cum apreciați situația creată, anume în domeniul economico-financiar al Republicii Moldova? Eu consider că la această etapă situația în economie este catastrofală. Și vă spun de ce. Sectorul real economic este la pământ. Practic toate facilitățile fiscale au fost anulate. De exemplu, impozit pe venit zero, care a fost implementat atunci când a fost ministrul economiei. Unele facilități la includerea utilajului în capital social și altele. În schimb, s-au majorat esențial controlele fiscale. Practic, eu am făcut o analiză, anul trecut avem controle dublu față de un an în urmă. În afară de aceasta, și conjunctura externă este foarte proastă la această etapă. Există probleme mari și pe piața europeană, există probleme mari și pe piața rusească. În aceste condiții, sectorul real al economiei, agenții economici, o cunosc destul de bine, mare majoritate, sunt într-o situație destul de dificilă. În această situație, guvernul, în primul rând guvernul, Ministerul Economiei, trebuie să ia atitudine și trebuie în regim de urgență să vină cu un pachet de propuneri, inclusiv fiscale, inclusiv modificarea legislației, inclusiv subvenții din partea statului pentru a susține sectorul real economic. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, în acest an vom avea probleme mari. Și într-o două jumătate. Ce anume trebuie să întreprindă guvernul în a schimba în bine situația în domeniu? În primul rând, modificări în legislația fiscală pentru a întoarce înapoi facilitățile fiscale care au fost anulate. Doi, trebuie să vină cu un pachet de măsuri pentru a susține producătorii autohton față de mărfurile de import, deoarece mărfurile de import foarte des sunt mai ieftine. Și în această situație, producătorii, pur și simplu, nu sunt competitivi. Și trei, trebuie să se clarifice controlul excesiv din partea organelor de control, inclusiv din partea organelor fiscale. Cum gândiți? Are surs de izbândă țăranul din Moldova sau nu? Sau noi totuși o să ne alimentăm cu produse aduse de peste hotare? Pentru a susține țăranii noștri, și în special cei care muncesc zi de zi la pământ, sunt necesare câteva lucruri. 1. Subvenționarea din partea statului, deoarece în aceeași Europa, aceleași mere roșii care se importă masiv acum în Republica Moldova, sunt subvenționate de către stat. De exemplu, în România, câteva sute de euro se dau subvenție la hectar, pe când în Moldova nu au primit subvenție anul trecut, chiar pe timp de secetă. 2. Trebuie de revăzut politica față de importul mărfurilor care pot fi produse în Republica Moldova. Dacă noi putem produce roșii în Republica Moldova, de ce importăm așa de masiv din Turcia? Aici este o întrebare destul de mare și aici statul trebuie să intervină și să pună chiar și unele bariere la import, la unele produse care pot fi produse în Republica Moldova. Și trei, statul trebuie să asigure accesul la piețe. Uitați-vă, la piața centrală din municipiul Chișinău, de exemplu, 90% sunt sau importatorii sau sunt cei care cumpără și vând, speculanți. Nu au acces producătorii autohtoni. Sunt aceste trei lucruri minime care trebuie să asigure statul pentru producătorii din agricultură, pentru țăranii de la pământ. Considerați că trebuie să fie în fiecare localitate instituție de învățământ, școală sau nu? Sau trebuie să avem școli de circumscripție? Consider că satul fără școală este sat fără viitor. Cât de mic nu ar fi satul, chiar dacă sunt puțini copii, cel puțin școală pentru clasele primare trebuie să existe obligatoriu. Mai departe, în funcție de numărul de elevi sau numărul de copii, să fie gimnaziu sau să fie liceu, decide deja câți copii vor fi în clasă. Însă școală primară, primele patru clase, trebuie să fie obligatorii în fiecare sat. De unde de luat bani? Mijloace financiare pentru școalile primare sunt ferm convins că sunt și pot fi găsite. Trebuie economisit pentru întreținerea unor instituții de stat. Trebuie de revăzut. Puteți spune concret? De exemplu, consider că cheltuielile excesive pentru aparatul administrativ, în mare majoritate a ministerilor, poate fi redus. Consider că categoric nu poate fi vorba acum despre majorarea salariilor la miniștri, viceministri, deputați. Este mult mai important să alocăm aceste mijloace și să le direcționăm spre sectorul social, inclusiv pentru școlile primare de fiecare sat. Mulțumim.